Dar cum susțineți, pentru că e o chestie că și eu, la rândul meu, avem niște activități. Eu sunt un care mă țin cu ea. Asta e comparație cu alții care zic și... Numai care posește în zic cu... Creanța, da, creanța liberă pe o carte. Asta e dureu. Dacă astea s-au făcut... Punctul 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 193 de metri pătrați a terenului locuințe situate în orașul Târgu Ocna, privatul Republicii nr. 21. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă către SG Don Așer SRL Bacău, suprafață de 5 metri pătrați, teren situat în orașul Târgu Ocna, privatul Republicii în vederea plasării unui chioșc pentru vânzarea presei. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local orașului Târgu Ocna în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ de pe data orașului Târgu Ocna. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 6.000 de lei privind susținerea activităților organizate cu ocazia Zilei Internaționale de Educație pe 5 octombrie și a Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice pe 1 octombrie. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlul gratuit în administrarea Consiliului Local Târgu Ocna a microbusului școlar Fort Transit 16+1 locul, proprietatea școlii numărul 2 Târgu Ocna. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului de extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, terenuri aparținând domeniului public al orașului Târgu Ocna, necesară amplasării a două stații de pompare a apelor uzate, o stație pe strada Salina și o stație pe strada Răul Vârtica, în amontele podului de CFR și a conductelor de refulare aferente. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea cantității de masă de masă ce va fi exploatată din fondul forestier, proprietatea orașului Târgu Ocna și aprobarea prețului de vânzare. Punctul 14. Diverse. Vă supun dumneavoastră pentru aprobare la vot. Cine este pentru aprobarea ordinii de zi? Cine este împotrivă? Se abține. Aș solicita la punctul 2 ca proiectul de hotărâre să aibă și cuprins și la amendamentul privind explicația constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local înainte de expirarea durată normale a doamnei Pavel Floarea, în condițiile în care dânsa a fost avansată în poziția de consilier județean, lucru care reprezintă un atur în plus pentru Consiliul Local și care trebuie menționat și punctat ca atare. O rugăminte, doamna Piri. Asta o să dezbatem la punctul respectiv. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi așa cum este ea. Cu modificarea punctului, titulaturii punctului 2. Deci, ați votat împotrivă, da? Da. Au fost unanimitate, majoritate de voturi pentru și la punctul respectiv o să dezbatem punctul. O să prevedem în hotărâre. Totodată, executivul a mai venit pentru extinderea prezentei ordine de zi pe care v-am prezentat-o, la capitolul diverse, cu încă un punct, proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu Ocna, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 36 din 1999. Dacă sunteți de acord. Deci, în afara celor 14 puncte, suplimentarea ordinei de zi, încă un punct, în care vi l-am spus, proiectul privind completarea inventarului de bururi. Cine este pentru, vă rog? O abținere? Cineva împotrivă? Nu. Mulțumesc. Atunci să trecem la aprobarea procesului verbal la ședințe din luna august, care l-ați avut la dispoziție, au fost pe site, l-ați citit. Dacă sunt comentarii pe baza acelui proces verbal la ședințe din luna august, dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru aprobarea procesului verbal? Vă mulțumesc. Împotrivă n-ați votat, nu? Mă abțin. Mă abțineți că n-ați fost legată la ședință. Pentru, împotrivă, abținere. Pentru că ajungeți la abținere și eu sunt la abținere. Da, deci două voturi abțineri. Împotrivă? Mulțumesc. De două voturi de abține și ceilalți pentru. Începem ordinea de zi cu gândița noastră. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului intern pentru asigurarea cofinanțării proiectului. Scuze. Deci, proiect de hotărâre privind desemnarea domnului viceprimar David Marchet, președinte de ședință pentru luna octombrie 2015. Dacă nu sunt. Comisia juridică nu s-a luat. Mulțumesc. Alte comisii nu sunt. Sunt comentarii, discuții. Vă mulțumesc. Trecem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Unanimitate de voturi, domnul Marcel David, ședință, președinte de comisie în octombrie. De ședință. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale a doamnei Ivanovțoare și declararea vacantă a locului ocupat de aceasta. Comisiile, vă rog. Comisia juridică a visul favorabil. Alte comisii nu sunt. Discuții, vă rog. Înscriere la vot. Cine dorește? Doamna Bini, mai dorește cineva să se înscrie la vot? Pe acest subiect? La cuvânt, da. Scuze, la cuvânt. Deci, în afară de doamna Bini, nu mai dorește nimeni să se înscrie la cuvânt pe acest subiect. Dar doamna Bini. Deci, eu aș vrea punct de vedere, la hotărârea să cuprindă și explicația actuală, pentru că este o chestie meritită pentru oraș și pentru care le sare personal. Deci, încetează de drept mandatul prin numirea în poziția de consilier județean. Și este bine când orașul își are un reprezentant în Consiliul Județean, care, în eventualitatea oportunității unor situații, ne poate sprijini. Înainte de a supune la vot amendamentul dumneavoastră de a schimba titulatura, vreți să ascultăm o poziție, o părere a consilierului juridic care a dat titulatura acestui punct pe ordinea de zi? Eu am înțeles poziția juridică care explică juridic încetarea de fapt a pozițiilor cu mai multe puncte. Dar este o chestie simplă, o chestie de formalitate, dând o explicație cu atât mai mult cu cât este una laudabilă. E adevărat că e laudabilă pentru o poziție, dar există. Ca să putem concluziona, care este propunerea dumneavoastră, cum vreți să spuneți? Să se adauge la proiectul de hotărâre mențiunea prin ocuparea funcției de consilier județean. Adică deci, încetarea de drept a mandatului de consilier local prin ocuparea funcției de consilier județean. Atunci, haideți să mai citesc o dată și dumneavoastră mă opriți unde vreți să facem completare. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, înainte de expirarea duratei normale a doamnei Ivanovțoare, prin ocuparea funcției de consilier județean și declararea vacantă a locului. Nu vreți să spunem datorită ocupării sau motivat de ocuparea funcției. Deci legea 393 enumera cazurile în care încetează de drept mandatul de consilier, printre care este și demisie, este cazul doamnei Ivanov. Legea nu menționează numirea... Demisia se poate face din motive personale, da, din motive obiective sau din motivul ocupării acestui post. Acestui loc. Schimbării funcții. Este obligația consilierului local care a fost validată în ședință de consilier județean în baza legii 61 ca în 15 zile să-și dea demisia din una din funcție. Dar și ea a desfășurat această, deci a respectat. Da, a respectat. Doamnă consilier, felul care este prezentat proiectul este cât se poate de corect și în conformitate cu prevederile legii 205. Dacă sunt comentarii legate de partea de promovare a doamnei de tine, se poate face mai mult o discuție, am ieșit în lucruri pe care vrea să facă și o declarație politică. Dar proiectul cum este făcut este. Iar faptul că a fost doamna Ivanov validată în funcția de consilier județean este menționat în preambulul proiectului. Și expunerea de motive. Iar hotărârea va fi afișată? Deci, pot să pune la votare. Dar e proiect de vedere. Ceea ce spune doamna Abiri e o problemă de formă. Putem scrie tot raportul, putem scrie tot... Ascultați-mă, tot referatul putem scrie în timp. Dar eu cred că secretarul Consiliului Local, care face aceste proiecte de hotărâre, trebuie să respecte, așa cum a făcut și la celelalte, exact cum a spus și domnul Ionuț, care sunt specialiști în drept și el trebuie să aibă o anumită formă. În referatul constatator se scrie clar, chiar așa începe. Consilier validat a primit funcția de consilier județean. Nu e singur consilier județean, pentru că mai are un consilier județean, doamna Șotca. Deci ne mândrim că doamna Ivanova a ajuns consilier județean, Haideți să nu modificăm acum după forma și fiecare cum îi se pare acestei hotărâri de Consiliu, pentru că la urma urmei secretarul dă avizul de legalitate și îl răspunde dacă a fost corect sau nu. Și la urma urmei ele ajung la prefectură și pentru un cuvânt plus în plus care nu afectează cu absolut nimic nici Consiliul Local, nici Consiliul Județean și nu cred că nici Plana Ivarov nu afectează cu nimic, dar o să modificăm după cum dorim noi aceste hotărâri, având în vedere că avizul de legalitate e dat în această formă și ați văzut că și domnul Nuțu, care e specialist în problemele de drept și hotărâri Consiliului, să le lăsăm așa cum le face secretarul, pentru că nu putem, nu pot să ne asum nici dumneavoastră să punem un titlu care nu este exact cu legislația în vigoare. Mulțumesc. Doamna Binești. Deci, aș putea cel mult să adaug cuvântul de misie. Doamna Binești, doriți să supun la vot modificarea titulaturii sau este suficient? Deci, supun la vot proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului consilierului local înainte de expirarea durării de mandat a doamnei Ivanovțoare și declararea vacantă a locului ocupat de acesta, așa cum a fost propus în varianta inițială. Cine este pentru, vă rog? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Cu unanimitate de voturi s-a declarat vacantă postul de consilier ocupat până în prezent de doamna Ivanovțoare. Trecem la subiectul 3, la punctul 3, proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului Goancea Valentin Ionuț în cadrul Consiliului Local al orașului Târgu Ocna, candidat la alegerile locale din iunie 2012 pe lista Partidului Democrat Liberal. Postul lăsat vacant de doamna Ivanovțoare. Alte comisii nu sunt. Dacă sunt comentarii, discuții... Nu s-au discutat. Comisii sunt. Punctul nu s-a discutat alte comisii. Alte comisii nu au avut în dezbatere pe ordinea lor de zi. Dacă sunt discuții. Vreau să permit să spun că întâlnești cu condițiile de putea fi validat ca consilier local în următorul de listă, dar care nu sunt discuții. Mai sunt alte discuții? Înainte de a trece la constituirea Comisiei de Validare și la trecerea votului și constatarea de către Comisia de Validare a validării mandatului domnului consilier Goancea, dacă nu mai sunt comentarii, atunci să formăm comisia. Votul este deci votul este deschis. Da? Dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt, supun la vot comisia de validare, care este comisia clasică de validare propusă din domnul Bucur Aurel George, Antonie Cristian, Adam Perone Valerio și domnul Iri Ionel. Dacă sunteți de acord cu aceeași comisie de validare care a fost și până acum, au fost aleși. Deci cei 2, 4, 5 trebuie să luăm act de faptul că supun la vot. Da? Haideți să retragem. Nu avem aici colegii de vot. Domnul Nicolae. Și validarea nu s-a făcut direct în comisia de validare și a făcut din comisia juridică ca să îl încurce pe domnul din comisia de validare. Avizul comisiei la proiectul de hotărâre și, sigur, că raportul de validare era raport de validare. Raport de validare. Trebuie să respectăm... Deci, în urma analizei documentelor, comisia de validare a constatat că domnul Goancea Valentin Ionuț a figurat pe listele de biroul electoral de circumscripție numărul 8 la Partidul Democrat Liberal. Pe poziția numărul 5 este exactă ordinea succesiunii celor 4 persoane dinainte care au fost validați în lista de consiliere. Întrunește condiții legale pentru a fi declarat consilier local în cadrul Consiliului Local de Bacău. Deci, la subiectul ăsta nu trebuie supus la vot. Rezultatul raportul de validare, deci se declară domnul Goancea Valentin se declară consilier local în cadrul Consiliului Local. supun la vot raportul de validare a votului. Deci cine este pentru a proiectului de hotărâre privind validarea mandatului consilier? Cine este pentru, vă rog? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Mulțumesc frumos. Felicitări domnului Goancea Valentin. Colegul nostru și după depunerea jurământului. Să-l invităm la depunerea jurământului. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și perceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Târgu Ocna. Așa se numește Dumnezeu. Bine ați venit, domnule Valentin. Domnule Valentin. Eu. Eu. Mulțumesc că am depășit și momentul ăsta modern. Haideți să vedem la punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei la statului de funcție al aparatului de specialitate a primarului, al activităților autofinanțate și serviciilor publice subordonate Consiliului Local al orașului Târgu Ocna. Comisiile. Avizul comisiei juridice este favorabil. Discuții? Înscrieri la cuvânt? Sunt adrese de care toate obiectul de referire la o adresă a Prefecturii Bacău legat de postul de conducător a urselor propus. Aș vrea să vă întreb, domnul primar, dacă are legătură cu celălalt proiect care urmează să intre în discuții privind transferul de la școala 2 la noi la microclustru. Da, vă rog. Dar trebuie să dăm câteva explicații, pentru că în organigramă apare acest compartiment transport elevic. Și doresc să vă informez că până acum, că transportul elevilor se făcea un microbus care era școlii 2 și atât școala 2 cât și școala 1 avea contracte pentru transport elev cu firme private. Am primit un microbus, 16 locuri, primăria Târgu Ocna, și în aceste condiții, sigur că ne-am gândit pentru început să dăm și acest microbus școlii 1 și școala 1 se ocupe de transport. Analizând puțin această activitate de transport, pe care am făcut-o într-o ședință cu directorii școlilor, am constatat că această activitate se derula la școala 2 cu acel microbus, dar nu erau în regulă mai multe lucruri. În primul rând, șoferul era de la primărie, microbuzul era al școlii. Școala plătea combustibilul, noi plăteam șoferul. Or, această activitate trebuie să fie licențiată. Activitatea desfășurată la școala 2 nu a fost licențiată și trebuie o persoană care să verifice atât starea tehnică a acestor mașini, cât și trebuie să existe un manager de transport, un responsabil cu acest transport al elevilor. Și din discuția avută cu domnul director, ei au spus că nu au posibilitatea să organizeze această activitate, mai ales că școala 2, dacă n-a cerut atunci când a primit microbuzul un post de conducător auto, nu mai poate obține acum un post de conducător auto decât în condițiile când reduce un alt post din organigram. Fiindcă începea anul școlar și nu era un lucru bun să stăm cu microbuzul în curte și elevii să vină cu autobuze private sau de jos, am discutat și singura variantă a fost să preluăm noi la primărie această activitate, având în vedere și solicitarea scrisă a școlilor și având în vedere că această activitate de transport elev este o activitate puțin complicată, în sensul că implică o mare responsabilitate din partea celui care o execută. În ședințele pe care noi le-am avut în cartiere și în această primăvară și în anii trecuți, cetățenii și-au ales un reprezentant care aduce dimineața copiii în stația de unde vine autobuzul. Deci copilul trebuie să vină însoțit până în stație. Din stație de acel reprezentant este predat conducătorului auto, conducătorul auto vine și îl dă profesorului de serviciu de la școală și sigur la terminarea programului circuitul este la fel, pentru că au fost cazuri când copiii au coborât în alte stații decât cele care trebuia. Deci transportul elevilor nu este nici transport obișnuit de persoane și nici transport de, știu, marfă sau altceva. Și atunci a trebuit să ne încărcăm cu aceste cheltuieli, având în vedere că școlile, doamna directoare de la școala 1, de la școala 2, noi nu avem competența să putem organiza așa cum cere legea, așa cum trebuie obținute licențe și alte autorizări pentru această funcționare. Deci eu vă propun să luăm acest transport, pentru că este în avantajul cetățenilor orașului, a copiilor noștri și el va fi desfășurat în condiții corespunzătoare, având în vedere că a venit un organigram, am prins și un responsabil cu acest transport, este același responsabil care se ocupă și cu taximetrele și cu traseele celorlalte autobuze în oraș și parcul auto al primăriei va trece în subordinea acestui șef de... Dar la autoritățile școlare de județ, știți, mașinile sunt trecute pe unitate de învățământ sau tot la... Sunt și. Spre exemplu, în mediul rural au fost... Ați văzut că, poate a dus și la televizor, chiar viceprimarul când ducea mașina, nu poți să lași la o școală. Cum? Uitați, la fel, avem probleme acum. Vă dau exemplu, canalizarea la școala 2 săptămâni, stăm acolo, nimeni nu știe exact unde este, unde e căminul. Nu poți să ceri directorul care este profesor de limba română sau geografie sau unei persoane, femei de serviciu, chestiunea asta. Și atunci, sigur că ne-am implicat și doresc să știți că în activitatea de la școală, când banii au fost pe elev și fiecare școală s-a bucurat să aducă toți elevii. Și știți dumneavoastră că s-a închis Tisești, s-a închis Vâlcele, s-a închis Poeni, au venit toți elevii aici. Sigur că decizia nu ne-a aparținut nouă, ea s-a întâmplat în 2010-2011, dar, vedeți, mai bine transportam câțiva profesori la Poeni, la Tisești, acum trebuie să aducem sute de elevi în oraș. Să nu mai vorbim că s-au făcut aglomerări în aceste școli destul de mari și cei care sunteți mai vechi în Consiliu știți că existau dotări corespunzătoare și în aceste școli, mă refer Poeni, Tisești și Vâlcele. De aceea am mai preluat o activitate din școli, respectiv centralele termice, pentru că o perioadă cât au fost la dâns și am constatat că femeia de serviciu ducea la școală și pornea centrală. Dar acum ne putem juca și atunci avem o persoană angajată în primărie care se ocupă de aceste centrale termice. Ele trebuie verificate ISCIR și trebuie să... Acolo se poate depozita. Am găsit la o centrală, depozitat hârtie, carton și domnul Antonie Cristian. Dar trebuie să făcute demersurile pentru față de Ministerul Învățământului în ideea de a lupta bani pentru mijloace de transport ca să mă afecteze de luptă. Noi încercăm și acest demers și am făcut la prefectură. Dacă a venit mașina, să ne dea și un post. Da. Vom încerca și acest lucru să-l facem, însă până la urmă, pentru câteva zeci de mii de lei, nu putem lăsa această activitate, știu eu, la îndemâna unui șofer, sau știu eu, acum cei privați răspund, dar și acolo trebuie să facem o verificare, pentru că îi vom chema și pe cei care au contracte private să nu fac ambițiile. Și vă dau câteva exemple. Nu trece calea ferată la păcuri, pentru că nu vrea el de ce să treacă calea ferată. El ia de la șoseaua națională. Ori cred că decât să treacă copilul calea ferată, mai bine se duce microbuzul acolo. Și trebuie să ne ocupăm un pic de această problemă, că eu vă spun, școlile nu au capacitate, nu au cu cine să facă treaba asta și doi, sigur că suntem și noi interesați să nu avem o surpriză cu acest transport. De aceea, dacă tot am deschis discuția și cu microbuzul, face parte și în organigramă și acestea sunt explicațiile pe care le-am dat, dacă doriți și altele, dar centralele termice și cu transportul elevilor trebuie să rămână sub coordonarea. Hai se ocupă de Ghiseanu, e inginerii specialist, are un om care se ocupă numai de asta, cum este o avarie la centrală, pe cheltuiala la primărie, ne ducem, schimbăm tot ce se întâmplă. Și cu transportul elevilor la fel, trebuie să știi clar cine verifică acest microbus dacă el pleacă într-o cursă, cine verifică dimineața șoferul dacă este în depline aptitudine, să spun. Bine, mulțumesc. Dacă pe baza organigramei, asupra organigramei și a statului de funcție, asupra mai sunt discuții, doamna Iri? Încerc să... Întrebarea domnului Ionuțu a fost, în organigram a apărut un post de șofer. Dumneavoastră mi-ați explicat despre responsabil. Corect, legea care cere acest responsabil. Deci, în organigram a apărut postul de șofer sau de responsabil? Și una și alta. Șoferul, deocamdată avem un șofer transferat de la compania de utilități publice, este detașat, ca să putem începe această activitate. Este detașat la primărie și a luat un microbus, dar vom organiza concurs. Săptămâna trecută am organizat un concurs și vom organiza unul și postul este de șofer. Cel care este, este un funcționar care era în primărie și care se ocupă de această activitate. Care avea și alte activități și a luat și pe asta. Nu înțeleg. Deci, acest microbus există în proprietatea școlii 2. Da. Dar neavând în organigramă și posibilitatea angajării unui șofer, această activitate s-a desfășurat, deci vorbim la trecut, cu un șofer al primăriei. Exact. Deci exista în organigram. Logic. Exact. Și acum de ce apare... Acum trebuie la mașina nouă, care a venit, care două mașini. A mai venit o mașină. Așa, da. De acord, a mai venit o mașină nouă. Așa, da. Avem un Fiat și acum ne-a sosit un Opel. Și pentru mașina nouă avem detașat. Nu, pentru că discuția, deci... Următoarele punct era transferul unei mașini de la școala a 2 la primărie. Exact. Deci exista acea mașină. Exista. Și problema se pune așa. Noi am vrut prima dată și pe asta să o transferăm noi la școală. Și am spus așa, că la școala 2 aveți mașină, dăm și la școala 1 mașină. Și am venit doamna directoare și a spus, doamne, dați, dar ce să fac cu ea? E greu pentru mine să mă descurc cu tot. Iar această nouă mașină care a venit, este venită... Este venită de la minister, prin transfer, direct la primărie. Vedeți că și aici a fost. Prima a venit pe școală. Cred că și ministerul și-a dat seama că este mult mai bine să ajungă la primărie. Și a doua a fost transferată gratuit. Mai mult. Acum e nouă. Mașină nouă. E specială primărie. Atunci, și mai e un lucru pentru care trebuie spune așa că legitimația sau șoferul trebuie să fie angajat la societatea care se ocupă de transport. Și ea trebuie să obțină licență. Și aceste condiții trebuie să le respectăm. Exact. Și nu puteam începe transportul până nu avem un manager de transport. Și acesta este domnul Frățilă, care a fost școlit, s-a dus și a făcut cursul și suntem în regulă cu toți. Ca și cum era înainte, dacă țin minte, cum era la șefibolan. Revizorul de aur. Ceva de genul ăsta. Da, persoană desemnată. Mai fost un manager de... Și doamne ferește, dacă se întâmplă ceva și nu ești în regulă, cu altele prima dată. Copiii sunt transportați. Școlătoare 600? Cred că în total se transportă de 600. Cu total, pe doamnele școli. Să nu te repeluare. Și ce se întâmplă? Gândiți-vă că într-o oră de la 7 la 8 trebuie să ajungă toți. Noi nu acoperim tot necesarul. Deci aici doar ce putem noi face cu ai noștri, dar pe Vâlcele a rămas descoperit. Deci, ca să știți, acest microbus va transporta măsoare cu rastănii. Și poeni. Și poeni. Poeni, măsoare cu rastănii. Păcuri, poeni, măsoare cu rastănii. Vâlcele a rămas tot la o firmă privată. Iar cel vechi, Tisești, Gălean. Tisești, Gălean la școală. Vâlcele prima. Cine? Domnul Lima. Dar aici școala a organizat licitația și poate știți noastră că a fost o conferință acolo, tot felul de reclamații. Dar vom vedea dacă ne putem și facem această activitate, să vedem cum ne putem implica cât de cât, să verificăm și aceste mașini și curse, pentru că nu apare și cum. Să vedem cum ne putem. Deocamdată, vă rog să aprobați așa cum am putut organigrama și cu... Posibil să vă rog cu organigrama, dar cât e procentul de cursuri bancare de organigrama? Vă răspunde resursele. Până vine răspunde. Până calculează. Mai e vreo mare de cuvânt? Mai dorește să dea un activ? Poate răspunde e același ca anul trecut sau mai maxim, sau mai mic. De ce îl fac la programul? Până avem răspunsul exact, vă rog să supun la vot organigrama, dacă nu mai sunt vorbe de cuvânt. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu? Mulțumesc cu unanimitate de voturi. Trecem la punctul numărul 5 și așteptăm răspunsul în continuare. Da? Cât? Până ca face calculul exact cu matematică. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului intern pentru asigurarea cofinanțării proiectului extindere și reabilitare infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, conform articolului 8 aliniatul 1 din hotărârea de guvern 234/2015, Comisia Economică a acordat aviz favorabil, unanimitate de voturi pentru a lua acest împrumut. Comisia Juridică a aviz nefavorabil cu 5 voturi împotrivă și 2 pentru. Și 2 pentru. Fac precizarea că, în calitate de președinte a Comisiei Economice, acest împrumut a fost aprobat pentru ședința anterioară și a fost luat de la trezorerie pe un termen de 15 ani. Este un quantum de 1.047.000 de lei, adică 10 miliarde de lei vechi, care reprezintă undeva la 5% din bugetul. Nu din bugetul proiectului, vreau să spun din bugetul localității. Cam 5%. Dacă e, bugetul este de 140 ceva de miliarde, 7%. Este pe o perioadă de 15 ani, nu reprezintă o îndapărare foarte mare, crește, ar putea să ne spună efectiv doamna Analipiseanu, la cât crește gradul de îndatorare a comunității, dar din cunoștințele mele nu este foarte ridicat. Domnul primar, dacă puteți să-mi dați niște detalii până... Da. În ședința de ce? În ședința din luna iulie am venit la dumneavoastră cu un proiect de hotărâre de guvern să aprobăm partea de cofinanțare de la proiectul de canalizare. Cu acel proiect, când am venit, dumneavoastră s-a votat cu majoritate, sigur au fost și atunci câteva voturi împotrivă. Aș dori să explic încă o dată pentru ce sunt acești bani, pentru ce este făcut acest proiect. Deci investiția este de 12 milioane de euro, refer la canalizare și stații de epurare, iar unitatea administrativă teritorială Târgu Ocna are un procent de 1,87 din total investiții. 1,82%. 11%, 11,85% este bugetul de stat și 8,85% este contribuția CRAB-ului. 77,48% este grantul, deci fondurile care noi le-am rambursăm de la Uniunea Europeană, din fondul de coeziune. Suntem astăzi, după eforturile pe care le-a făcut compartimentul de specialitate și trebuie să le mulțumesc, cu bani în cont. Acest credit s-a făcut la trezoreria statului și nu a fost ușor să-l obținem, pentru că nu dorim ca proiectul, care este cel mai mare proiect în oraș, proiectul cu extinderea rețelei de canalizare și stația de epurare, să se întârzie, datorită faptului că bugetul local n-a asigurat cofinanțarea. Suntem într-o situație destul de delicată. 30 noiembrie este termenul de finalizare a proiectului. De fapt, 30 decembrie. Dar din noiembrie lucrările nu se mai pot face pentru că vine frigul. Tot ceea ce nu s-a plătit în acea dată rămâne în sarcina Consiliului Local și a companiei regionale. În aceste condiții se va încerca să vadă cine nu și-a achitat obligațiile. La data când s-a aprobat în 2010 acest proiect, nimeni din Consiliul Local de atunci, sau poate a fost cineva, nu știu, n-a spus că nu avem nevoie de acest proiect. Și atunci, dumneavoastră, cei care votați împotriva astăzi, înseamnă că nu aveți nevoie de proiectul de extindere a rețelelor de canalizare în oraș. Dar acest proiect este realizat în proporție de 60% la această dată. Din 54 de străzi, sunt 52 de străzi care se vor face. A rămas doar strada Costache Negri și Republicii, unde proiectantul nu a găsit încă soluția tehnică și acum, sigur, constructorul spune că proiectantul a dat soluția și există între ei o corespondență și va trebui să se găsească această soluție, dar noi nu am dorit, și eu personal nu doresc, ca cineva să spună că proiectul a fost amânat pentru faptul că Consiliul Local nu a venit cu cei 1,82%. Și acum haideți să ne gândim un pic. Dacă cineva vine și îți face un proiect în care tu plătești doar 1,82% și nici aia nu-i dai din banii orașului acum, ci o să-i dai pe creditul care l-ai făcut pe 15 ani de la trezoreria statului. Nu cred că este o gândire corectă să nu aprobăm această sumă. Banii sunt deja veniți, doar noi ce facem bugetul, trebuie să trecem prin hotărârea dumneavoastră, prin hotărârea Consiliului Local și să avem banii pregătiți, să facem adresa la proiectant, la constructor. Primăria Târgu Ocna și-a achitat obligația cu un 82%. Cine nu și-a achită obligațiile, va răspunde. Răspunderea este foarte mare ca dumneavoastră să nu fiți de acord cu acest proiect de hotărâre, pentru că noi îl avem aprobat, s-a aprobat în ședința trecută. Principiul este că minoritatea se supune majorității și sigur că s-au făcut și în oraș și la întâlnirea care a avut loc la Casa de Cultură. Au venit câteva persoane și au întrebat pentru ce se face acest credit. Deci am mai explic o dată, este cofinanțarea orașului Târgu Ocna la acest proiect. S-a mai pus problema și acolo și vreau să o explic și aici, că noi dăm acești bani CRAB-ului, că dăm Consiliul Județean, nu dăm nimănui. Toate aceste instalații, toate aceste construcții care au fost introduse în, pe străzile noastre și aceste stații de pompare sunt ale localității Târgu Ocna. Deci acești bani nu-i dăm nimănui decât orașului Târgu Ocna pentru aceste instalații. Și gândiți-vă că o asemenea investiție de 12 milioane de euro nu se putea face cu banii în localități. Noi avem, știți, 1 milion de euro venituri proprii, mai avem 1 milion de euro din cote defalcate și atunci, dacă trebuie să dai 2%, chiar cred că nu este regulă ca să nu se aprobe această cofinanțare. Suntem într-o fază atât de avansată, încât discuțiile cred că nu mai au sens acum, pentru că banii sunt în cont. Noi doar trebuie să-i punem și, sigur, să condiționăm acești bani, că nu vor fi cheltuiți decât la plata cofinanțării pentru aceste lucrări. Putem discuta de disconfortul creat de aceste societăți de construcții, mai ales acum după această ploaie, când toate drumurile sunt desfundate, sunt 24 de kilometri de canalizare. Sigur că putem discuta, dar nici nu se putea altfel introduce această canalizare decât prin săpăturile care se mulțumesc. Doamna Beriola. Domnul Grigore, creditul se face de 15 ani cu trezorile și cu Ministerul de Finanțe, discutând de o dobândă de 4,5%. Cu ce girează orașul? Cu venituri. Bun. În clauzele contractuale aferente acestui master plan, dacă așa se numește, în condițiile în care noi plătim și ei nu termină. Dar nu se doar banii înainte. Păi ați spus că sunt în cont, nu mă trebuie să... Doamna Piri, sunt în cont, dar nu înseamnă că facem plăți. Deci când se face o plată, toate părțile face direct proporțional pentru situații lucrări încheiate. S-a încheiat 20%, plătește 20% Uniunea Europeană, bugetul de stat și bugetul local venim cu cota parte pentru ce s-a făcut. De ce nu a spus până la suma? Dar, dragi, nu se fac așa că banii din contul nostru pleacă în contul, știu eu, CRAB-ului sau unor privat. Nu sunt în cont. Că sunt în cont, noi plătim, le facem adresă, noi v-am plătit. De aici voi răspundeți, nu ne scoateți. Noi putem plăti. Noi putem plăti orice situație de lucrări care apare. Discutăm despre un proiect care, așa după cum a precizat domnul primar, a fost inițiat în 2010. Deci pentru 2015 sau înainte de începerea lucrărilor la acest proiect, trebuia asigurat totul finanțat. Am văzut că în bugetul de anul 2015 au fost alocați bani pentru această cofinanțare la proiectul extindere de reabilitare rețelelor de apă canalizată. Pe rectificarea de buget de astăzi, am văzut că o parte, banii care erau destinați pentru această cofinanțare se îndreaptă într-o altă direcție. Îmi pun întrebarea în condițiile în care avem un împrumut de vreo an de zile făcut, pe o perioadă de 25 de ani. Mai venim cu un împrumut. Oare trebuie neapărat de fiecare dată să-i lăsăm pe alții să plătească? în condițiile în care le putem rezolva problemele așa cum de fapt au fost prevăzute la, înaintea anului bugetar cu partea de finanțare. Numai așa, pentru că statul a oferit o șansă pe acea hotărâre de guvern de a putea împrumuta niște bani care să facă obiectul unei astfel de cofinanță. Deci nu ne-am descurcat cu banii care erau prevăzuți și gândiți din stat pentru asemenea cofinanțare. Așa mai apare peste o lună de zile sau până la sfârșitul anului încă una, două hotărâri de guvern că mai putem face alte împrumuturi pentru alte genuri de cofinanțări pe care să le returnăm nu știu cât de vreme. Dar asta nu ne ajută cu nimic, în sensul că au fost bani aruncați acestei cofinanțări. De ce nu s-a respectat destinația celor bani? De la începutul anului, dacă rețineți în buget, a fost asigurată suma de 100.000 de lei cofinanțare, deci nu întreaga sumă. Am prevăzut-o pentru că nu am avut de unde să prevedem întreaga sumă, care v-ați văzut că este de 100.000 de lei. Acum, eu cred că este normal și corect ca să facem un credit, pentru că de această canalizare vor beneficia și copiii noștri și atunci să plătească investiția pe care o facem. Și toți acești bani care au fost, tot acel credit care a fost făcut acum 10 ani, a fost făcut tot pentru investiții. Deci creditul nu se pot face decât pentru investiții. Și dacă vă mai amintiți atunci, din acel credit am făcut încălzirea la școli și am făcut foarte bine. Am făcut cele două centre, cofinanțarea tot așa, de 6-7%. Deci toți acei bani au fost dat pe cofinanțări la proiecte. Și atunci cum să nu vii tu cu 1,82 lei când cineva îți vine cu 98,3 lei? Eu cred că este mai mult decât bine. Dacă noi am hotărârea de guvern asta, ce făceam noi? Ce făceam noi pe partea de cofinanțare? Nu era hotărârea de guvern, aveam posibilitatea să facem rectificare de buget și această sumă, ca să dau explicații domnului Luțu, care a sesizat foarte bine. Suma care a fost prevăzută este prevăzută pentru centrul orașului, deci tot pentru investiții. Am luat din altă parte și am dus acolo. Eu cred că este foarte bine să obții un credit cu 4,5% de la trezoreria statului și de dobândă fixă. Și eu vă mai spun ceva, totdeauna, spre sfârșitul anului, când am avut credit de la trezorerie, pentru că am mai avut și acum 2 ani de zile, credit la trezorerie și dobândă a fost achitată tot de trezorerie, da? Asta e dacă avem noroc. Și știți, dumneavoastră, că spre sfârșitul anului s-au făcut și compensări pentru datorile care sunt. Deci eu cred că este cel mai bun credit pe care puteam să-l facem și eu vă spun că am reușit foarte greu să obținem acest credit, pentru că sunt multe primării care doresc acel credit și nu pot să-l obțin. Și noi după ce l-am obținut, să spunem că nu suntem de acord cu el să-l cheltuim pentru scopul pentru care l-am obținut, nu cred că este normal. Eu, dacă credeți că ați spus eu două vorbe pe subiectul ăsta, v-am pus aminte că și în ședința de acum 2 luni, în iulie, când s-a pus problema împrumutului și atunci am spus același lucru. Noi putem să strângem culeaua foarte bine, nicio problemă. Când faci un proiect de buget la începutul unui an, poți să-ți prevezi în el diverse finanțări. Dar ar fi mare păcat să strângi culeaua și să iei de la alte capitole din buget, de la străzi, de la, știu eu, pentru câini, de adăpostul pentru câini sau alte și alte activități și să finanțezi o activitate pentru care poți primi niște bani pe baza unui credit foarte avantajos. În condiții de 15 ani, în condiții unei dobândi fixe de 4,ceva%, gândiți-vă, cei care aveți câte cât de-a face cu sistemul bancar sau cu sistemul de împrumut, nu este ușor să faci rost pe piață actualmente de un credit mare și în condiții astfel de avantajoase. Toată lumea, toți patronii, toți investitorii doresc să-și ia și umblă după bani și ca să facă investiții și ca să-și maximizeze în condiții cât mai bune. Cred că am face o mare greșeală din punct de vedere economic să nu speculăm o astfel de oportunitate și să refuzăm luarea unui astfel de credit și să fim nevoiți. Și să fim nevoiți, de exemplu, la anul, peste 2 ani, peste 3 ani, să cheltuim pentru străzi sau pentru altceva, pentru dezvoltarea orașului, din alte surse de finanțare sau să stăm cu ele desfundate, așa, în continuare. Deci eu zic că ar fi o greșeală, mai ales cu atât mai mult, cu cât gradul de îndatorare a Consiliului Local a Comunității nu este foarte mare. Am pus întrebarea anterior și nu mi s-a spus exact cât este gradul de îndatorare, dar știu că oricum mai avem, stăm bine cu gradul de îndatorare. 17,9 2015, 17,59 2016. Cât reprezintă la 100% din bugetul local și până la cât putem să reducem maximul la care ne putem îndatora? 17% reprezintă cuantumul ratelor, dobânzilor și comisioanelor în total venituri proprii. 17%, iar maximul de îndatorare este 30% pe legea finanțelor. Deci suntem undeva un pic mai mult de jumătate. Având în vedere că sunt foarte multe localități care se apropie de acest maxim de îndatorare, alte localități. Și doresc să vă spun că au fost foarte multe localități care au solicitat credite și nu s-au aprobat pentru că nu puteau garanta cu veniturile. Noi am obținut aceste credite pentru că se fac niște calcule de către cei care oferă creditul și ei trebuie să fie convinși că localitatea poate restitui aceste credite. Iar Târgu Ocna este o localitate de dezvoltare care prezintă siguranță și credibilitate pentru bănci, de aceea ne-a fost acordat creditul atât de repede. Dacă o să mai vrem să adresăm alte proiecte la care va trebui să facem cofinanțare, vom face alt credit, dar trebuie să ținem cont de faptul că avem niște datorii pe care trebuie să le plătim prin diverse agenții economici, mă refer la CRAB, la gen Suciu și nu știu mai care alți terți, care la un moment dat s-ar putea să ne pună în situația să fim executați într-un fel și mă gândesc de unde luăm bani. Avem datorii de așa ceva? Sau nu trebuie să plătim? Nu știu la cine vă referi. Mă refer la datoria care avem față de CRAB, că ăștia încep să ne execute. Nu? Care sunt? A, CRAB-ul? Da. Da, nu, dar această datorie știți că s-a făcut în 2010, când s-a făcut cererea dumneavoastră aici și noi o plătim acum. Dar dacă vreți să vorbim, într-adevăr, o pagubă în bugetul local este acea datorie la CRAB, care o plătim acum cu dobândă și cu executor și judecătoresc, care s-a făcut în 2010 când s-a dat apa. Dacă vreți să vorbim de o chestiune iarăși greșită, este că plătim 500 de milioane la rezervorul de apă care trebuia predat la CRAB în 2010 și nu s-a predat și le plătim chiria și ei predau. Deci n-a răspuns a predat lucrul primar. Dumneavoastră v-ați dus la APEA cu cerere prin care a solicitat că oricare este deținătoarea acelei suprafețe de teren și să nu facă transferul pentru că... Dar are nicio legătură APEA cu transferul terenului. Deci este o greșeală. Să transferi un rezervor de apă către o societate și să rămână chiria la teren de 500 milioane la ocorul Siriei, mai este o mare greșeală. Toate documentele să facă transferul de teren și nu avem... Dacă ați făcut greșeală, ați făcut în perioada când ați fost noastră aici. Noi îi răspundem pentru ceea ce facem și eu vă spun că tocmai pentru faptul că... V-ați erijat în președintele Opștii Târgu Ocna și Salina și ați făcut toate demersurile să ridicați acel transfer. Ce treabă are Opștia acum posesorat cu contractul făcut între Târgu Ocna și APA? Haideți să vorbiți greșit. Deci trebuia să dați și chiria la rezervor. Nu-i posibil ca CRAB-ul acum are rezervorul și încasează bani și primăria Târgu Ocna să plătească 500 de milioane pentru rezervor. Și dacă vreți să mai spun... Responsabil este primarul care a fost înainte și cel care-i după. Și acolo. Păi dumneavoastră ați fost viceprimar. N-am fost primar. Ați fost viceprimar și ați făcut cele mai mari greșeli care le-ați făcut. Și stația de gaze de la Poeni tot așa ați dat-o, printr-o semnătură a dumneavoastră. Dar haideți că nu discutăm acum asta. Eu vă spun că este un credit pe care localitatea, primăria poate să-l achite și este foarte bine ce am făcut și vă spun că dacă erau probleme, nu ne asigură acest credit în 2 luni. Și vedeți și dumneavoastră câte primării au solicitat creditul și este o comisie la nivelul Ministerului Finanțelor care aprobă aceste credite și acum, dacă domnul Nuțu avem bani în cont, poate, deși n-au reușit să facă ce am făcut noi, dar dacă avem bani în cont, dumneavoastră trebuie să faceți următorul lucru. Ei sunt în cont, îi includem în buget și plățile se fac așa cum a indicat problema doamna Biri foarte bine. Facem direct proporțional cu lucrările care s-au făcut și fiecare își dă cofinanțarea. Însă nu putem noi să fim acuzați că nu am avut cofinanțarea asigurată. Domnule primar și domnul consilier, nu cred că există un consilier local, doamnă și domnul consilier, care este împotriva investiției canalizare. se confundă una cu cealaltă. O parte dintre noi, consilierii, suntem împotriva unui împrumut. Nu neapărat să nu realizăm aceste investiții, să nu se facă confuzia asta. Noi vrem să se facă investiții, dar nu vrem să ne îndatorăm mai mult, ca după noi potop sau... Deci avem acel grad de naturale care spunea doamna contabil, share de 17%, plus acele eventuale datorii care le avem față de CRAB și care sunt în executare și noi vrem să se realizeze aceste investiții, dar cu mijloace proprii. Orice împrumut, indiferent cât ar fi dobânda, cum spune dumneavoastră, 4,5% pe 6 ani, sunt undeva dobânzi care aduc pierderi pentru bugetul local. Așa că, indiferent cum va vota Consiliul Local, cetățenii să înțeleagă că Consiliul Local vrea să investească, dar nu este de acord cu împrumut o parte dintre colegii. Asta înțeleg. Domnul Soiță. Părerea sa liberală cu Bologna a fost împotriva contractării acestui credit, argumentele rămân valabile. Când se reiterează ideea că nu sunt împotriva acestui proiect, chiar că a făcut doar vreo 20 de ani, când discutea de asfaltarea străzilor Vâlcele, Tisești, Gălean, investiția s-a făcut mai ieftin, s-a făcut mai repede, pentru că întâi fac analizarea și ceva. Nu era o problemă și pe urmă asfaltării. Nu suntem împotriva acestui. Numai că nu suntem împotriva acestui proiect, repet, dar suntem împotriva acestui credit, pentru că deja gradul de îndatorare, chiar dacă nu e mare, dar trebuie să vă amintesc că se plătește o rată de aproape 1,5 miliard de lei vechi pe lună. Deci, practic, în fiecare lună noi puteam asfalta câte o stradă, numai din rată, dobânzi și comisioane bancare. Dacă vi se pare suma mică de 1,5 miliarde plătită deja lună de lună de atâția ani și mai putem adăuga încă 50.000 sau cât ar mai fi rata asta, deci cred că se ajunge la limită cu lichiditățile și cu situația. Există, cum s-a mai spus, acest proiect de 4 ani de zile, de 5 ani de zile, practic, banii, dacă folosim de surse proprii, vom putea accesa dat un credit mai ușor, care chiar cred că va fi și mai mare, ca să asfaltez toate străzile în urma acestei operații de acestor lucrări de canalizare, cred că trebuie să fie mult mai mari decât aceste bani. Și atunci trebuie să fim cât mai eligibili. Cam asta ar fi. Deci nu văd ce a putut interveni în 2 luni de zile să ne schimbăm părerea, mai ales că nu există un boom economic, nu în Târgu Ocna, nici în, din păcate, nici în țară. Situația este cum este și asta să... Deci, eu ce obțin, nu mențin postul de acum 2 luni de zile. Da. Da. Super explicație mea, domnul Andrei. Poate identificați dumneavoastră 10 miliarde în buget ca să putem pune cofinanțare. Ia vedeți, uitați-vă buget și dacă găsiți o sursă de 10 miliarde, suntem de acord să o punem. Aveți bugetul în față și vedeți. Noi suntem puși în situația în care creditul a fost aprobat de Consiliul Local. Puteați să ne criticați acum dacă nu reușeam să-l și accesăm. Noi acum avem bani în cont, avem creditul aprobat, și suntem acum, nu știu cum să spun, la data când am aprobat acest proiect, se știa clar că primăria s-a angajat cu 1,82%. Acum ce să spunem? Că vrem proiectul, dar nu vrem 1,82%, pe ce vrem? 1,82%. Sunt buget la începutul anului 10. Da, și n-am avut de unde, l-am prins. Am prins un singur miliard, domnule. Uitați-vă, că n-am avut de unde. N-am avut de unde. Deci trebuie să terminăm și centrul și celălalt. Uitați-vă în buget și eu sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră, că dacă identificați o sursă în acest an de 10 miliarde în buget, haideți să rectificăm bugetul și să vedem de unde luăm și punem să avem cei 10 miliarde. Eu am crezut că dumneavoastră ne felicitați că a reușit în 2 luni să-și accesăm creditul, pe care dumneavoastră l-ați aprobat și ne-a spus executiv, treci și fără de bani. Asta e problema. Da, l-a aprobat Consiliul Local în ansamblul său. Păi, da, de acord că l-a aprobat Consiliul Local. Și dacă Consiliul Local l-a aprobat și noi am trecut să punem la îndeplinire hotărârea Consiliului Local, că asta e prima sarcină a primarului. Și acum venim și vă spunem, uite, domnule, banii sunt în cont de la acel credit. Acum hai să trecem prin buget și dăm destinația în proiect. E posibil din ea să consume o jumătate, să consume un sfert, nu știu cât se va consuma din el. Dar el trebuie să fie acolo și să anunțăm pe toți ceilalți colaboratori respectiv consultantul proiectantul, constructorul, primăria Târgu Ocna poate să asigure angajamentele pe care le-a făcut la acest proiect. Iar toți ceilalți care nu ați respectat sau nu respectați, e treaba dumneavoastră. Așa se pune problema. Și de ruta asta că facem credite, că datorăm localitatea, nu este corectă. Pentru că au și acum 2 ani credit. Și am zis că am achitat-o de la Ministerul de Finanțe. Într-un an de zile l-am achitat. Și la trezoreria statului sunt niște condiții pentru credite acceptabile. De aceea, eu cred că este mult mai bine ca banul nostru să-l folosim și la celelalte investiții, și o să vedeți dumneavoastră unde sunt, și să putem lua bani din acest credit și să plătim cofinanțările la acest proiect. Lucrarea nu va fi gata până la 1 noiembrie. Nici banii nu se vor cheltui. Și nici banii nu trebuie să-i dăm. Păi nu-i dăm, sigur că nu-i dăm. Nu, doar noi atâta spunem, vă rog să verificați că noi avem banii în cont. Și în funcție de lucrările care se fac, ne putem plăti cofinanțarea. Nu împrumutul, nu aprobăm bugetul, dar avem bani în cont. Este exact cum am luat banii din caserii, se duce din cont. Cred că este un pic de confuz. Sigur, noi am aprobat în luna iulie împrumutul. Noi acum aprobăm, practic, bugetul unde se duc acești bani. Și cu unii alocăm și cum îi alocăm. Dacă schimbam destinația, era un motiv de discuție. Nu mai reaprobăm o dată. Sigur, pare să aprobate, am depășit părerea. Deci noi suntem în situația acum când ne-a fi în ciorbă și suflăm în el. Așa. Deci s-a făcut un credit și o investiție cu N ani de 4 milioane, 5 milioane de euro când s-a făcut celebrul ansamblu Parc Mădura și la care s-au plătit chirii, s-au plătit dobânzi, s-au plătit rate și așa mai departe. Și acum fiecare, normal, trecând și prin perioada de criză când toată lumea a fugit de credite, deci nu faptul că am găsit acest credit în 2 luni de zile reprezintă un efort fantastic, pentru că toată lumea probabil la ora actuală ia credit, numai că nu mai vrea nimeni să-l ia. 2 la 1. Dobânda de 4,5 nu este excepțională, este o dobândă normală de bancă comercială. Deci nu este cu nimic mai mică decât dobânzile din băncile comerciale. Dar, într-adevăr, creditul respectiv a fost aprobat, iar noi aprobăm acum folosirea acestui credit ca lămurire. El funcționează ca o linie de credit sau funcționează ca credit de consum? Ca o linie. Dacă funcționează ca o linie de credit, avem atul că plătim pe parcursul executării și atunci nu plătim dobândă decât la sumele folosite. Exact. Așa. Dar în același timp suntem puși în situația în care, cum spunea domnul Nuțu, cu împrumuturile. E cam bancul cu restul